Slujbele religioase sunt permise în această perioadă și cu enoriași, dar nu în interiorul bisericilor, ci în exterior. Iată cum s-a desfășurat duminică, 17 mai, slujba în aer liber la o biserică din Cumpăna. Bună ziua! Ce părere aveți despre coronavirus și despre măsurile ce au fost impuse după ridicarea stării de urgență, adică slujbele să se țină în aer liber? Bună ziua! Da, într-adevăr, nu suntem de acord, dar ceea ce s-a întâmplat, că ne-au ținut închiși în casă de Sfintele Sărbători, mulțumim totuși pentru că ne-au dat voie să facem și în aer liber și sperăm să fie mult mai repede să stăm în Sfânta Biserică și să nu stăm.